Așa că... Amândoi? Amândoi. Așa că, nașule, pregătește-te! Scoate banii de la ciorap! Mai pot să mai fac ceva la judecătorie acolo vreo... Nu cred! Are o cameră mare. Cât e camera? Zic, 3x3, 4x4. 4x4, zici. A, nu, deci, a, deci e bună, e mare, deci 4, deci să o măresc. Deci 4x4. Bun. Zice, scrie acolo, trăiește decent și este de curând electrificată. Ai băgat curent electric din drum? Zice, da, din drum. Bun, păi, nu tot pe drum a venit firul, pe unde a venit. Da, zice, bine, o să se facă o comisie și... Zice, rămânem în pronunțare, zice, atât am avut cu dumneavoastră, următorul dosar. Asta a fost tot. Că la cuvântul, n-ai avut nicio calitate. I-am șoptit ei. I-am șoptit ei. I-am văzut președinta, își dădea seama, a văzut că tremura, așa face, în zonă încheieturul ăsta la caramona, nu mai știa. De ei ziceam, te-aș nu tremura, că sunt eu aceea. Îți spun eu ce trebuie să vorbești acum, te învăț eu, faci ca mine, că, dacă vrei să iei copilul. Dar i-am spus înainte, fii atentă, intri în tribunal, intri acolo. Vezi că eu s-ar putea întâmpla să nu fiu cu tine. Să nu mă lase, dar am găsit portiță, dar mi-a trașit repede pe lângă ei, știți? Dar i-am zis, ce privește de copil, nu semnezi nimic, nu pui degetul pe nimic. Că știți că după ce scrie grefierul, ce-ți dă, citiți să o semnați. Da. Nu semnezi nimic, îi spui eu nu semnez fără tatăl copilului. Dacă zice, pui tatăl copilului, ești, nu e el. Iubitul meu, de afară, Artur. Ții minte, mă zic, să zice Artur, ce da, Artur, așa. Îi spui, chemați-l de afară. Că mă chema pe stație dacă era să rămân în hol, știți? Și îi spun, mă ducea și zicea, da, dacă zicea, de ce nu semnează, are ordin? De la cine? De la mine? Îi spui așa, nu semnez că pentru scandalul care mi-l face acasă, cred că cu trei tribunale, nu-l mai opriți. Și le făceam un pic de balamuc și pe acolo la scandal, că eram hotărât să fac show. Eram pus pe șot ieri, cu polițaiul și cu aia și cu aia, știi? Mi-a dat polițaiul cafea, polițaiul mă ia de treabă. M-a văzut că am nervi, zice, ia cu alea, poate îți mai trece nervi, mai al dracu vine, zic, că mi-ai dat cafea. Și mă anunță un băiat de dimineață, acum la 8, că... Stai, lovitură de teatru. Lovitură de teatru. Uite așa, că îi zbucnește ca un tub de butălie. Și mare fericire, să dăm mare, să dăm de băut și de mâncat, noi n-avem un leu. Zice, copilul, deci e o emisiune serioasă, chiar dacă râdem eu. Noi facem haz de necaz, știți? Că de ce să stau supărat? Nu, stai să zic că noi muri. Ce sau tribunalul Prahova hotărăște copilul, deși mama este cu probleme care le are, cum a spus tatăl copilului, zic, eu n-am spus treaba asta, nu, ci tatăl cu acte. Am înțeles. Tribunalul Prahova hotărăște că copilul trebuie să meargă la mamă. Amândoi. Așa că, amândoi? Amândoi. Așa că, nașule, pregătește-te! Scoate banii de la ciorap! Mai pot să mai fac ceva la judecătorie acolo vreo... Nu cred. Să mai poate face nimic. Dacă n-ai venit ieri, te-am așteptat. Făceam o echipă cu Pufi. Vezi că-i domnul Răzvan la ușă jos, te-a filmat. I-am arătat o mașină roșie și zic, uite, asta e mașina domnul Răzvan. Domnul Răzvan e băgat pe aici, pe undeva, cu camera ascunsă. Făceam o echipă cu Pufi ieri, dacă știam. Am vrut să înregistrez, dar mă vedea aia. Cu telefonul. Să înregistrez discuția din tribunal, dacă mă prindea. Mă vedea un polițai că pui telefonul pe înregistrare, ce asta e un pic, asta nu e în regulă cu el, face ceva. Ați mai vorbit cu Pufi după aia? N-ați mai vorbit, a plecat. L-am mai văzut, s-a dus gad în pușcă. Păi da, nu, că nu o lăsam pe Ramona acum să facă scandal în tribunal, dar afară la tribunal îi spuneam Ramonul, ia stai, băi, ăsta, ia stai așa, să vrea să vorbească nevastă ceva cu tine. Ia zi Ramonul, spune-i tu două cuvinte. Păi îi spunea asta, dar să-l lămurea, cred că venea toată poliția din tribunal. Deci... Oricum, pregătiți-vă că mergem la el acasă. Mergem la Pufi. La Pufi. Să aflăm adevărul. Păi, deci. Nu, Haret? Nu. Ba da. Unde? În ce? Unde? Unde? Ploiești. Păi da. Ploiește în Pufi. Da. Mergem acolo. Să aflăm de ce a făcut el toată chestia asta, de ce a făcut el treaba asta. Fi învățat cineva, mă gândesc de la zic și eu de la maternitate. Nu, no, cred că la cât e de prost. Nu, mai nu. Nu. Da, a băgat-o și el pe soacră mea la tribunal. I-am băgat și eu strâmbe. Zic, mamă, mămică, a zis de matale, bre. Că zic că o să matale nu poți să facă buletinul, că e dosit certificatul de naștere. Cum faci, bre, de dosești matale actorul ăsta? Ce ai, bre, cu ele, cu noi, dar nu lasă să trăim. Ia uite, mai maică, toată lumea pe mine, mă. Și tu, și ăa, și ăa. Zice, măi, să știi că eu dacă vreau, eu te dau, iar ajung la mămică. Mi-a spus să nu mai vorbesc de ea.
că dacă vrea, ne dăm judecate pe amândoi, și pe mine și pe tine. Aolo, și pe mine? Mama soacră, mergem la ea acum. La tribunal. De ce? Ia să zice, ce te duci de seara asta să ne dai.